Hello everyone, salutare tuturor! Aceasta este cea de-a treia lecție dedicată timpurilor verbale în limba engleză. În prima lecție ne-am ocupat de procedura de formare a timpurilor verbale, verbele auxiliare și multe alte informații, iar în lecția a doua am reluat informațiile din prima lecție și am vorbit în detaliu despre formarea propozițiilor afirmative pentru toate cele 12 timpuri. În această lecție ne ocupăm de formarea propozițiilor negative și interogative pentru fiecare din cele 12 timpuri. Propoziții negative ce înseamnă? Practic negații, iar propoziții interogative întrebări. Să începem cu primul timp, present. Am luat același exemplu, verbul to paint din lecția precedentă. Dacă în lecția precedentă am avut acest exemplu la afirmativ, I paint few hours every day, persoana a treia singular, he, she or it, va fi paints few hours every day. She paints, he paints, it paints. It paints nu prea se potrivește pentru că, de regulă, animalele nu pictează. Dar, ca idee, sau pot fi animale care și pictează, probabil ceva tablouri mai abstracte, dar în fine ați înțeles despre ce este vorba. Așa cum am spus deja în lecțiile precedente, la persoana a treia singular, he, she sau it, verbului îi se adaugă un s la sfârșit. Așadar, pentru negativ, cum se formează negativul? La negativ vom avea subiectul plus do not. Vedem că folosim și verbul auxiliar to do de data aceasta. Am explicat în prima lecție toate formele verbului auxiliar to do alături de celelalte două verbe auxiliare, bineînțeles to have și to be. Așadar avem subiectul plus do not sau does not. Do not, does not. Does not se folosește pentru persoana a treia singular. He, she, it. Plus verbul. Așadar vom avea I do not paint few hours every day. Eu nu pictez câteva ore zilnic sau fiecare zi. Iar aici, la do not, se poate folosi și forma prescurtată. I don't. Vedem că se scrie D-O-N apostrof T. Pică vocala O. I don't. Iar la persoana a treia singular, she does not paint few hours every day. Ea nu pictează câteva ore în fiecare zi, iar forma prescurtată este doesn't. She doesn't paint few hours every day. Observăm un lucru foarte important. La persoana a treia singular nu mai avem acest S la sfârșit, la fel ca și la forma de afirmativ. Deci nu vom spune she does not paint. Vom spune she does not paint. He does not paint. He doesn't paint. Nu vom adăuga un S la sfârșit. Does este utilizat în această formă doar pentru persoana a treia singular. Așadar, nu vom avea un S final. La interrogativ vom avea do sau does. Does, de asemenea, pentru persoana a treia singular. Plus subiectul plus verbul. Și va fi în felul următor. Do I paint few hours every day? Pictez câteva ore zilnic sau pictez eu câteva ore zilnic? Do I paint? Vedem că există o inversare. I do not paint, do I paint? Și în această situație avem și răspunsul, bineînțeles. Yes, I do. No, I do not. Sau forma prescurtată de la I do not. No, I don't. Observăm că în limba engleză nu se spune simplu doar yes or no. Putem să spunem și yes or sau no, dar este mult mai corect dacă spunem yes, I do. Da, în sensul da, pictez. Sau no, I do not. În limbajul curent, cel mai probabil vom folosi forma prescurtată. No, I don't. La persoana a treia singular, am luat un exemplu și la persoana a treia singular. Does she paint few hours every day? Does she paint few hours every day?
Pictează ea câteva ore zilnic? Yes, she does. Da, pictează. No, she does not. Nu, nu pictează. Și forma prescurtată, no, she doesn't. Nu, nu pictează. La fel cum am scris și aici, la negativ și interrogativ este important să ne reamintim, nu se mai adaugă acel S final pentru persoana a treia singulară, deoarece acest rol este deja preluat de verbul auxiliar does. Vedem does la negativ și de asemenea does la interrogativ și vom avea verbul așa cum este la forma de bază, fără S final. Deci avem paint. Verbul does este utilizat în această formă doar pentru persoana a treia singular, he și it. Ne amintim din lecțiile trecute, present exprimă o acțiune prezentă, regulată sau un obicei. Mai departe avem present continuous. La afirmativ am avut acest exemplu, I am painting now, don't bother me. Ne amintim din lecția trecută. De asemenea, putem să folosim și forma prescurtată, I'm painting now, I apostrof am, I'm painting now. Do not bother me sau don't bother me. Eu pictez acum, nu mă deranja. He is painting now, don't bother him. Sau he's painting now, don't bother him. We are painting now, don't bother us. Forma prescurtată, we're painting now, don't bother us. Așadar, exemplele. Traducerea propozițiilor, eu pictez acum, nu mă deranja. A doua, el pictează acum, nu îl deranja. Și noi pictăm acum, nu ne deranja. La negativ, avem aceeași structură, deci avem subiectul plus verbul to be pus la formele de prezent, pentru că este un timp prezent, present, continuous, plus not, negația not, plus verbul cu ing, având în vedere că este un timp continuu. I'm not painting now. I am not painting now. I'm eating. Eu nu pictez acum, eu mănânc. Forma prescurtată, bineînțeles, I'm not painting now. I'm eating. De asemenea, putem folosi și aici. I am eating, putem să înlocuim cu I'm eating. La fel ca și aici la afirmativ, în paranteză. She's not painting now. She's eating. Ea nu pictează acum, ea mănâncă. Formele prescurtate la she is not pot fi she apostrof s, she's not painting now, sau putem să folosim și cealaltă formă prescurtată, she isn't painting now. Așadar, vedem că sunt două moduri în care putem să prescurtăm aici. Iar la celălalt exemplu, we are not painting now. Noi nu pictăm acum. Prima formă prescurtată este we're not painting now. Sau cea de-a doua formă prescurtată este we aren't painting now. Noi nu pictăm acum. La interrogativ vom avea această inversiune. Verbul auxiliar în față, cu cele trei forme pentru prezent, plus subiectul, plus verbul cu ing. Am I painting now? Pictez? Pictez eu acum? Răspunsul, yes, I am, no, I am not, sau no, I'm not, forma prescurtată. Is she painting now? Pictează ea acum? Yes, she is. Da. No, she is not. Nu. Sau no, she isn't. Sau no, she's not. De asemenea, avem și forma she's not. Nu am mai notat forma aceasta aici, dar deja ați înțeles de ce este vorba. Putem să folosim atât she isn't, cât și she's not. Sau, bineînțeles, he isn't, he's not. It isn't, it's not. Are they painting now? Pictează ei acum? Yes, they are. Da, pictează. Sau, no, they are not. Nu, nu pictează. Forma prescurtată, no, they aren't. Sau, no,
they're not. Ne amintim, exprim o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii. Vorbim de present continuous. Mai departe avem present perfect. La afirmativ am avut verbul paint. În forma aceasta, I have painted a similar picture. Eu am pictat un tablou similar. Putem să folosim și forma prescurtată. I've painted a similar picture. She has painted a similar picture. Forma prescurtată de la she has este she's. Atenție însă, forma aceasta prescurtată, forma contractată, nu se folosește foarte des în această situație. Tocmai pentru a se evita confundarea cu she is plus verbul cu ing, adică present continuous. Așadar, nu folosim foarte des această formă contractată, însă e important să precizăm. Totuși, dacă spunem she's painted, este evident că noi ne referim la un timp trecut, un trecut recent, un timp trecut ce are legătură cu prezentul, așa cum am văzut deja în lecțiile trecute, dar nu vorbim de un timp prezent, adică un timp prezent continuu, present continuu, pentru că la present continuous, ne amintim, ar fi fost exemplu, she is painting, she's painting, dar ca idee, forma prescurtată este she's și aici. You have painted a similar picture. Tu ai pictat un tablou similar. Forma prescurtată este you've painted a similar picture. Așadar, ne-am reamintit din lecția trecută la afirmativ. Mai departe, pentru negativ, vom avea subiectul plus have sau has plus not plus a treia formă. Identic ca și la afirmativ, doar că se adaugă negația not după verbul auxiliar to have. Așadar vom avea I have not painted a similar picture. Eu nu am pictat un tablou similar. Forma prescurtată I've not painted a similar picture. He has not painted a similar picture. El nu a pictat un tablou similar. He hasn't. You have not painted a similar picture. Tu nu ai pictat un tablou similar. You haven't. La interrogativ vom avea verbul auxiliar have, she has, plus subiectul, plus a treia forma verbului, adică trecutul, participiu, past, participle. Have I painted a similar picture? Am pictat eu un tablou similar? Răspunsul, yes I have, no I have not, sau forma prescurtată, no I haven't. Has she painted a similar picture? Yes she has, no she has not. No, she hasn't. So, has he painted a similar picture? Yes, he has. No, he has not. No, he hasn't. Have you painted a similar picture? Yes, I have. No, I have not. No, I haven't. Ai pictat tu un tablou similar? Dar răspunsul interlocutorului va fi yes, I have. Da, am pictat. No, I have not. No, I haven't. So, nu. Ne reamintim din lecțiile trecute. Present perfect exprimă o acțiune încheiată, fără precizarea unui moment exact și într-o oarecare măsură este conectată această acțiune cu prezentul. Așadar, I have painted similar pictures, so it's not complicated. Așadar, am pictat un tablou similar, deci nu este complicat. Mai departe avem present perfect continuous. La afirmativ am avut exemplul, I have been painting since I was 12. Pictez de la vârsta de 12 ani. Subiectul plus verbul auxiliar to have, pus la prezent, pentru că este present perfect continuous, se numește present, și vom avea have și has, plus been plus verbul cu ing. He has been painting since he was 12. El pictează de la vârsta de 12 ani. La negativ vom avea subiectul plus have, she has, plus negația not, plus been, plus verbul cu ing. Așadar, doar adăugăm negația not după verbul auxiliar to have. Și vom avea
I have not been painting since I was 12. Eu nu pictez de la vârsta de 12 ani. I haven't. He has not been painting since he was 12. He hasn't. La interrogativ vom avea verbul auxiliar plus subiectul. Vedem această inversiune. Plus been plus verbul cu ing. Have I been painting since I was 12? Pictez eu de la vârsta de 12 ani? Yes, I have. No, I have not. No, I haven't. Has Maria been painting since she was 12? Yes, she has. No, she has not. Sau no, she hasn't. Pictează Maria de la vârsta de 12 ani? Da? Sau nu? Ne reamintim, exprim o acțiune începută în trecut, dar care continuă și în prezent. Mai departe avem past simple. La afirmativ avem subiectul plus forma de past a verbului, adică a doua coloană din tabel pentru verbele neregulate sau adăugăm ed la cele regulate. I painted an abstract picture last week. Acesta este exemplul din lecția trecută. Eu am pictat un tablou abstract săptămâna trecută. He painted an abstract picture last week. El a pictat un tablou abstract săptămâna trecută. La negativ vom avea subiectul plus did not plus forma de bază a verbului. Atenție, în acest context, verbul nu-l vom pune la forma de trecut la negativ, ci la forma de bază. Am pus și semnul exclamării aici și am și subliniat, aveți foarte mare grijă. Așadar, la negativ vom spune I did not paint an abstract picture last week. Eu nu am pictat un tablou abstract săptămâna trecută. Deci nu vom zice I did not painted, cum de obicei începătorii sunt tentați să spună I did not painted, I didn't painted. Deci nu vom zice I didn't painted, I didn't paint, I did not paint, sau forma pe scurtate, I didn't. He did not paint an abstract picture last week. La interrogativ avem did, comun pentru toate persoanele din nou, plus subiectul, plus forma de bază a verbului și aici. Did I paint an abstract picture last week? Am pictat un tablou abstract săptămâna trecută sau am pictat eu un tablou abstract săptămâna trecută? Yes, I did. No, I didn't. No, I did not. Did he paint an abstract picture last week? A pictat el un tablou abstract săptămâna trecută? Yes, he did. No, he didn't. No, he did not. Repet încă o dată, ne reamintim. La negativ și interrogativ, verbul se utilizează la forma de bază, forma de prezent, deoarece marca trecutului este deja preluată de verbul auxiliar did, care este deja la trecut. Did preia deja marca aceasta a trecutului, deoarece did este trecutul de la to do. De la verbul a face este did la trecut. Ne reamintim, exprim o acțiune încheiată în trecut la un moment bine precizat. Precizăm exact timpul când s-a întâmplat. Mai departe avem past continuous. La afirmativ, subiectul plus verbul auxiliar to be, pus bineînțeles la trecut, pentru că este past continuous și avem was și were, plus verbul cu ing. Și exemplul din lecțiile trecute a fost I was painting when you came. Exemplu de la afirmativ, bineînțeles, we were painting when you came. Eu pictam când ai venit, noi pictam când ai venit. La negativ vom avea subiectul plus was sau were plus not plus verbul cu ing. Așadar, după verbul auxiliar se adaugă negația not.
I was not painting when you came. I wasn't painting when you came. Forma presupusă este wasn't. We were not painting when you came. We weren't. Vedem că forma presupusă este were and apostrof t. We weren't. Dar cel mai probabil vom folosi we were not. La interrogativ avem verbul auxiliar was sau were plus subiectul plus verbul cu ing. Was I painting when you came? Pictam eu când ai venit? Yes, I was. Da, pictam. No, I was not. Nu, nu pictam. Și forma prescurtată, no, I wasn't. Were we painting when you came? Yes, we were. No, we were not. Sau no, we weren't. Reamintim, exprimă o acțiune în desfășurare, în trecut la un anumit moment sau o acțiune întreruptă de o altă acțiune trecută. Mai departe avem past perfect. La afirmativ, subiectul plus had plus past participle, adică third form of the verb, a treia formă a verbului. Am avut exemplul acesta, I had painted a small picture before you came. Eu pictasem un tablou mic înainte să vii. She had painted a small picture before you came. Ea pictase un tablou mic înainte să vii. La negativ se adaugă negația not, bineînțeles, după verbul auxiliar to have, pus, bineînțeles, la trecut, având în vedere că este past perfect. I had not painted a small picture before you came. I hadn't. Eu nu am pictat un tablou mic înainte să vii. I hadn't, forma contractată, forma prescurtată. She had not painted a small picture before you came. She hadn't. She hadn't. La interrogativ avem verbul auxiliar plus subiectul plus a treia formă a verbului, past participle. Had I painted a small picture before you came? Yes, I had. No, I had not. Sau no, I hadn't. Had she painted a small picture before you came? Yes, she had. No, she had not. Sau no, she hadn't. Ne reamintim de asemenea, exprimă o acțiune încheiată în trecut, înaintea unui moment bine precizat sau înaintea unei alte acțiuni trecute. Mai departe avem past perfect continuous. La afirmativ avem subiectul plus had plus been plus verbul cu ing. Verbul to have, pus bineînțeles la trecut, pentru că este past perfect continuous. Și exemplul din lecția trecută a fost acesta. I had been painting for 5 hours when you came. He had been painting for 5 hours when I came. La primul exemplu, eu pictam de 5 ore când ai venit. La al doilea exemplu, el picta de 5 ore când am venit. La negativ, subiect plus had plus not, așadar între had și been, se adaugă not. Apoi, bineînțeles, been și verbul cu ing. I had not been painting for 5 hours when you came. Eu nu pictam de 5 ore când ai venit. Forma prescurtată, bineînțeles, am văzut deja, I hadn't. He had not been painting for 5 hours when I came. El nu picta de 5 ore când am venit. He hadn't. Forma prescurtată de asemenea. La interrogativ, întrebarea se formează din had plus subiectul plus been plus verbul cu ing. Had I been painting for 5 hours when you came? Yes, I had. No, I had not.
sau no, I hadn't. Pictam eu de 5 ore când ai venit? Had he been painting for 5 hours when I came? Picta el de 5 ore când am venit? Yes, he had. No, he had not. Or no, he hadn't. Ne reamintim din lecția trecută, exprimă o acțiune în desfășurare în trecut, înaintea unui moment bine precizat sau înaintea unei alte acțiuni trecute. Mai departe avem future simple. La afirmativ, subiectul plus will plus forma de bază a verbului. Și am avut exemplul acesta. I will paint another picture. She will paint another picture. În această situație am notat și forma prescurtată, de care nu ne-am ocupat în lecția trecută, dar, după cum ați observat, în această lecție am adăugat și formele prescurtate de la afirmativ. I'll paint another picture. Eu voi picta un alt tablou. I'll paint. She will paint another picture. She'll. Dar vom zice she'll paint another picture. Dar de regulă la persoana a treia singular nu prea se folosește formă prescurtată she'll. Probabil la persoana întâi singular se folosește mai des I'll paint another picture, dar de regulă forma de bază se folosește forma standard I will paint another picture. Am notat și un exemplu aici la forma prescurtată la I'll din filmul Terminator. Probabil cu toții știți I'll be back from Terminator movie. I'll be back, mă voi întoarce. Acolo Arnold Schwarzenegger nu spune I will be back, spune I'll be back. Așadar este important să rețineți această formă gândindu-vă probabil la acest exemplu. I'll be back. La negativ vom avea subiectul plus will plus not și apoi forma de bază. Observăm, înainte să trec la negativ, am uitat să precizez și aici, la afirmativ vom avea forma de bază la toate persoanele fără S la sfârșit pentru persoana a treia singular, pentru verbul de bază. She will paint another picture. Nu vom zice, bineînțeles, she will paint. Este important să nu greșim aici. Așadar, la negativ, avem subiectul plus will plus not plus forma de bază, base form. I will not paint another picture. Eu nu voi picta alt tablou. Sau încă un tablou. She will not paint another picture. Vedem forma prescurtată de la I will not este I won't. I won't paint another picture. She won't paint another picture. Așa cum am menționat, cred că și în prima lecție, will se poate înlocui cu shall. Dar forma mai uzuală este, bineînțeles, will. Deci putem să spunem, dacă vrem, I shall not paint another picture. Dar, bineînțeles, forma nu este atât de utilizată ca și will. La interrogativ vom avea will plus subiectul plus forma de bază. Will I paint another picture? Voi picta eu un alt tablou? Yes, I will. Da, voi picta. No, I will not. Nu, nu voi picta. Forma prescurtată. No, I won't. Will she paint another picture? Va picta ea un alt tablou? Yes, she will. Sau no, she will not. Sau no, she won't. Ne reamintim, exprimă o acțiune ce se va petrece după momentul vorbirii. Mai departe avem be going to future. Acesta este acel timp de care am vorbit în lecțiile trecute, practic un fel de bonus pe lângă cele 12 este și acest timp, dar intră tot la future simple. Așadar, la afirmativ am avut subiectul plus verbul to be pus la prezent, I am, are, is, plus going to plus forma de bază a verbului base for. I'm going to paint something different this time.
I'm going to paint something different this time. Eu voi picta ceva diferit de data aceasta. Am zis și în lecția trecută, de obicei se folosește când dorim să accentuăm ideea că acțiunea se va întâmpla cu certitudine. I'm going to paint. Voi picta. They are going to paint something different. Ei vor picta ceva diferit. Forma prescurtată, they're, they're, they're going to paint, they're going to paint. La forma de negativ, avem subiectul plus verbul to be pus la prezent, am, are, is, plus not, plus going to, plus forma de bază, base form. I am not going to paint something different. Eu nu voi picta ceva diferit. I'm not. They are not going to paint something different. Ei nu vor picta ceva diferit. They're not. Iar la interrogativ, întrebarea se va forma din verbul auxiliar to be pus la prezent am, are, is, plus subiectul, plus going to, plus base form of the verb, forma de bază a verbului. Am I going to paint something different? Voi picta eu ceva diferit? În sensul de sunt eu pe cale să pictez ceva diferit, acesta este sensul. Yes, I am. Da. No, I am not. Nu. Sau no, I am not. Are they going to paint something different? Yes, they are. Vor picta ei ceva diferit? Yes, they are. Da. Vor picta? No, they are not. Nu, nu vor picta. Sau no, they aren't. Mai departe avem future continuous. La afirmativ am avut subiectul plus will plus be plus verbul cu ing. Și exemplele, I will be painting landscapes tomorrow morning. You will be painting landscapes tomorrow morning. La I will be painting, forma prescurtată este I'll be painting. La you will be painting, forma prescurtată este you'll be painting. Exprimă o acțiune în desfășurare la un anumit moment în viitor. Mâine voi fi în acest proces de pictare, acesta este înțelesul. La negativ vom avea subiectul plus will plus not plus be plus verbul cu ing. I will not be painting landscapes tomorrow morning. I won't, forma prescurtată de la I will not. You will not be painting landscapes tomorrow morning. You won't, forma prescurtată de la you will not. La interrogativ, întrebarea se va forma din will plus subiectul plus be plus verbul cu ing. Și astfel vom avea, will I be painting landscapes tomorrow morning? Will you be painting landscapes tomorrow morning? Yes, I will. No, I will not. No, I won't. Mai departe avem future perfect. La afirmativ avem subiectul plus will plus have plus third form. Și am avut aceste două exemple în lecția trecută. I will have painted two landscapes tomorrow at 7 p.m. Eu voi fi pictat două peisaje mâine la 7 p.m. Acțiune încheiată în viitor, înainte unui moment bine precizat sau înainte unei alte acțiuni viitoare. Momentul bine precizat, ora 7 p.m. She will have painted two landscapes tomorrow at 7 p.m. Ea va fi pictat două peisaje mâine la 7 p.m. La negativ, se adaugă not după verbul auxiliar will. Deci vom avea subiectul plus will plus not plus have plus third form. I will not have painted two landscapes tomorrow at 7 p.m. Eu nu voi fi pictat două peisaje mâine la 7 p.m. I won't have painted. I won't. Forma prescurtată. I won't.
She will not have painted two landscapes tomorrow at 7 p.m. She won't. Întrebarea la interrogativ se va forma din will plus subiectul plus have plus a treia forma verbului. Will I have painted two landscapes tomorrow at 7 p.m.? Voi fi pictat eu două peisaje mâine la 7 p.m.? Yes, I will. No, I will not. No, I won't. Will she have painted two landscapes tomorrow at 7 p.m.? Yes, she will. Da. No, she will not. Nu. Și forma prescurtată. No, she won't. Și ultimul timp este future perfect continuous. La afirmativ avem subiectul plus will plus have plus been plus verbul cu ing. I will have been painting for 3 hours tomorrow at 7 p.m. Eu voi fi pictând de 3 ore mâine la 7 p.m. Forma prescurtată, I'll have been painting. He will have been painting for 3 hours tomorrow at 7 p.m. Forma prescurtată, he'll have been painting for 3 hours tomorrow at 7 p.m. La negativ, vom avea subiectul plus will plus not, negația not, plus have plus been plus verbul cu ing. I will not have been painting for 3 hours tomorrow at 7 p.m. I won't. Eu nu voi fi pictând de 3 ore mâine la 7 p.m. He will not have been painting for 3 hours tomorrow at 7 p.m. He won't. Întrebarea la interrogativ se va forma din will plus subiectul plus have plus been plus verbul cu ing. Will I have been painting for 3 hours tomorrow at 7 p.m.? Yes, I will. Voi fi pictând eu de 3 ore mâine la 7 p.m.? Da. No, I will not. Nu, sau forma prescurtată, no, I won't. Will he have been painting for 3 hours tomorrow at 7 p.m.? Va fi pictând el de 3 ore mâine la 7 p.m.? Yes, he will. No, he will not. No, he won't. Așadar, aceasta a fost lecția noastră. În acest mod vom forma toate propozițiile negative și interrogative pentru fiecare timp verbal în parte. Dacă nu ați studiat deja primele două lecții ale noastre, lecția 1 și lecția 2, vă invităm să studiați cu atenție primele două lecții și cu siguranță cea de-a treia lecție vă va fi mult mai simplu de înțeles. Cam atât despre acest video, sper că v-a fost util, mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă spun all the best. Goodbye!